Că asta e... Bună seara, bună seara, suntem în direct. Suntem în direct, Grigore Cardiau, suntem la Zigzag. N-am fost prevenit, așa că eram cu nasul niște hârtie aici și reviste. Dragi prietenii, ne revedem pentru a doua oară, sper să fie pe termen lung, această întâlnire de miercuri seara, a mea cu dumneavoastră, aici la București TV. Vedeți că și pe Facebook transmite București TV, pe pagina de Facebook. De asemenea, share-uiți dumneavoastră către prieteni, că mai întreabă mulți prieteni unde putem vedea emisiunea. București TV este și pe RCS RDS, e și pe UPC, pe mai multe rețele de cablu. În curând va fi și Republica Moldova. Deci, anunțați-vă prietenii, domnule, ai RCS RDS sau ai UPC, păi uite-te pe cablu, găsești București TV acolo. Dragi prietenii, facem emisiunea în două părți astăzi. În prima parte, timp de jumătate de oră, vom discuta despre economie, în principal. Să nu ridic tonul prea tare, că inflexiunile astea vorbesc calm, după aia arăgăs. Asta le face cumpărașul pe live. Uitați-vă că, până la urmă, și să te uiți la un film cu nebuni, e interesant așa, în felul lui. Mergem uneori la piese de teatru, zbor deasupra unui cuib de cuci. Păi acolo era cu nebuni, cu un mare nebun. Și multe centru înaintea și a murit în zori. Păi era un nebun acolo, un psihopat. Și sunt multe, atâtea... Uitați-vă la Shakespeare, că jumate din piesele lui sunt cu regi nebuni sau criminali. Așa că la teatru, la cinematografie, deci la filme, la piese de teatru, sau romane, citim romane cu nebuni, cu dictatori, cu paranoici, cu demenți. Așa și cu cumpărașul. Și am făcut introducerea cu ocazia asta. La cumpăraș, dacă vă uitați, nu înseamnă că îl și apreciați. Dar să vedeți acolo un dezechilibrat care acum vorbește că umanitate, că trebuie să fim cu tare, cu sufletul altul de oameni și după aia zice cu tare, cu tare, și zice, oamenii în Târgu Mureș, din Târgu Mureș! Vă omor pe toți! Deci, nu vorbesc că astăzi la Târgu Mureș live zicea către aia din primărie, acum să fiu iertat de ce ne-am povestea asta, dar reproduc. Și cer eu scuze pentru cum zicea el acolo. Zicea, stai dracu că vă scot eu din primărie pe toți legați, fedeleși, vă bagă în pușcărie, mâine vă bagă în pușcărie. Deci nu azi, mâine. Nu azi, nu poi mâine, dar mâine sigur îi bagă în pușcărie. Face peste noapte și judecata, face rechizitoriu, face și prima instanță, face și recursul. Dar haideți că ne pierdem vreo cumpărașul în prima parte a emisiunii, nu-i vorba de el, în a doua poate. În prima parte vorbim cu Florel Manu, de la revista New Money, editor. Salut, Florel! Bună seara! Florel este din echipa aceea grozavă de ziariști de la New Money. E o echipă care face o revistă foarte bună. Din păcate nu mai sunt multe. Acum vreo 7-8 ani erau 4-5 reviste bune, economice pe piață. Acum cred că avem New Money, nu știu dacă mai este Business Magazine. Este Business Magazine. Mai este Business Magazine. Da, da, da. Asta două, că Money Express nu mai este. Money Express nu mai este, dar sunt Wall Street-ul este pe online. Site-uri sunt. Da, sunt multe. Dar discutăm de o revistă tipărită. Exact. Că asta e, cumva, asta e pariul. Și Florel a venit la emisiune cu ultimele două nume de revistă. Aceasta are școală pe bani, cu afaceri cumulate de 40 de milioane de euro pe an. Școlile și grădinițele private sunt o piață ce tocmai își susține examenul de maturitate. Da, este o analiză pe învățământul privat, pe învățământul, o alternativă la învățământul de stat, și este o analiză pe cum este dezvoltat și cum este perceput și cum este practicat acest învățământ. E în dezvoltare piața asta, învățământului privat? Este în dezvoltare și sunt mai multe moduri de a preda, iar grupele sunt foarte, să spun așa, foarte diferite unele de altele. Ba chiar la clasele mici au chiar doi învățători, unul de limba română, altul de limba engleză. Deci au niște povești foarte interesante. Deci părinții dau niște bani, dar copiii au parte de o educație. E adevărat, e vorba de undeva între 1000 și 3500 de euro pe an, dacă le ținem bine. Cam asta e echivalentul a, evident, și alte cheltuieli care mai apar. Nu, dar cam asta este... Adică 100 până la 300 de euro pe lună, cam așa. Cam așa. Nu e așa mult, dacă fie vorba de noi, și pe la stat mai dai bani, adică nu e chiar gratuit. Toate manualele le cumperi, da? Am copii în școli și știu. Exact. Pe de altă parte... Se mai adună bani, se strânge, că luăm un dulăpion. Fondul clasei, exact. Dulapul ăla de la Ikea de 4 milioane, aia l-au cu 40 de milioane, descurcăreții de pe acolo, în fine. Deci nici asta nu e chiar gratis. Asta e ideea. Exact. Bun.
și acum avem acest număr, dar vorbim despre numărul acesta la zi din Neumani, un pic mai încolo, aș vrea, Florel, să ne referim la subiectul numărul 1 al zilei, și anume, ce facem, că se face un nou guvern acum, se face sau încearcă să se constituie guvernul, nu știm dacă va trece de Parlament, acum situația în Parlament e foarte complicată. Exact, sunt negocieri care încep într-un fel, se termină în altfel și după aceea se reiau. E foarte povestea... greu să faci acum majoritate, nici PSD-ul nu mai poate face majoritate, poate că a pierdut-o. Exact, nimeni dar, nu poate. Dar știi cum este, într-un Parlament, dacă ai trei grupări importante, fiecare dintre ele poate fi minoritare. Are una 45, are una 35 și mai are una 10. Exact, este momentul în care se tatonează. Mai lasă de la mine, mai dă de la tine. Cum să spun, este o negociere pe bucăți. Se înțeleg la anumite lucruri, după aia probabil revin și vor mai mult, după aceea ceilalți... Și vor unii, tocmai aia nu vor ceilalți. Tocmai aia nu vor ceilalți. Aia, cu condiție asta. Dar cumva se întâmplă asta? Unii vor desfințarea secției speciale ca o condiție obligatorie, alții, dacă desfințezi, noi nu te mai susținem. Alții susțin alegeri din două tururi, alegeri locale. Ceea ce ar fi normal și într-un tur alții, care convine treaba asta. Bun, dar hai să spunem că guvernul, sunt variantele, guvernul Orban intră în pâine în curând, da? Teoretic. Doi, nu știu, peste 10-12 zile, peste 2 săptămâni, da? Teoretic. Doi, guvernul Orban intră în pâine, dar nu așa curând, sau Orban sau un alt guvern, ci peste o lună jumate, două, după ce cade un guvern, după ce fac așa, aruncă n-are cvorum, n-au cvorum de o dată de două ori pe acolo, păcălesc votul, se spune că intră mai târziu, poate după alegerile prezidențiale. Și a treia variantă, că guvernul Orban sau alt guvern al actualei opoziții nu intre deloc în pâine până la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Se poate și treaba asta? Este posibil, da. Sau cea mai bună variantă ar fi fost alegerile anticipate, dar nu... Nu prea sunt. Doar o mică parte susține. Ai spus ceva, și dacă un partid ar vrea așa... Nu, partidul vrea una, dar... parlamentarii, unul câte unul, luați... Normal, să pleci de la fabrica de ciocolată, hai să zic așa. Ceva. Nu vorbim de faptul că sunt partide care au avut 45% și acum au 20%, da? Exact. Sau au avut 7% și nu mai au nimic, nu mai intră în Parlament. Chiar și partidele care, de exemplu, un partid zice, am avut 20%. Acum poate au 30%, că văd că stau 100%. Partide care s-au inventat după. După, și alea ar avea interes, că n-au ce pierde. Ok, dar parlamentarul X, chiar dacă partidul lui e în creștere și ia mai multe locuri în Parlament, parlamentul X nu are garanția că el mai ia mandatul. Poate iau alți colegii ai lui. Depinde care va fi pe listă. Pe listă, pe ce poziție, unde să mai fac de la județ la județ să redistribui, cum se zice. Exact. Așa. Poate prinzi jumătate de mandat sau un sfert de mandat la Gorj, dar zice mandatul merge la Vâlcea. Știi? Bun. Și atunci un parlamentar în sine e un om care, chiar dacă partidul îi o cere, el votează cum îi convine lui. Dar, și el nu va vota să scurteze mandatul ăsta. Dumnezeu, am mandat de 4 ani. De ce spui că după 3 ani? Păi nu are niciun interes, el a venit aici pentru 4 ani. Să zicem, unii dintre ei, pare rău că trebuie să o zic, dar așa e, unii dintre ei au plătit pentru așa, da, pentru așa ceva. Nu, să nu-ți pare rău deloc, e chiar așa. Da. E un comerț cu locurile în Parlament, teribil. Sunt atâtea dovezi în privința asta. Bun, și în condițiile astea, vreau să ajung la întrebare, în condițiile astea, ce facem cu economia, cu zona bugetară, cu eventualele restructurări, cu reașezarea cheltuielor publice, că asta e problema. Acum înțeleg că suntem pur și simplu într-o criză, într-o mare criză bugetară și care se poate transforma în criză economică, asta e riscul, l-am auzit pe Iulian Fota astăzi vorbind despre treaba asta, deci așa criză bugetară pentru faptul că, într-adevăr, cheltuim prea mulți bani pentru zona bugetară, prea mulți bani. Apatul e prea mare, e plătit mult peste media privată, de exemplu? Da, diferența este foarte mare. Toate variantele, cu guvernul Orban, acum, cu guvernul de opoziție mai încolo sau cu guvernul Dăncilă? Nu contează, pentru că guvernul anterior, guvernul demis, a venit cu niște creșteri salariale mult peste posibilitățile economiei. Adică ai venit într-o economie care, asta este, cu... niște criterii de niște salarii pentru niște criterii de performanță care nu existau. Practic, nu ai avut valoare. Dar criteriile de performanță nu există. Păi nu există, pentru că ai ajuns ca în sectorul bugetar, mă uitam chiar la noi în revistă la Iancu Guda, analistul Iancu Guda, povestea la un moment dat
că cheltuielile pentru bugetari, salariile pentru bugetari sunt undeva 80%, salariul mediu pentru bugetari, 80% pentru peste salariul mediu din zona privată. Adică dacă la privat ai 100%, acolo ai 180%, aproape dublu. Aproape dublu ca salariul mediu. Exact, ai 80% peste salariul mediu din zona privată. Da. Că... Deci salariul mediu din zona publică, din zona de stat, este cu 80% peste cel din sectorul privat. Asta este o nenorocire. Că vârfuri au ambele sectoare. Și este... acolo, ok, plătești mai bine medicii cu tare ca să nu plece. Avem nevoie de asta. Plătești bine, nu știu, ministrii, președintele, ok, bine. Plătești la 4.000 de euro acolo, 5.000, 3-4.000 de euro, nu, chiar nu e mult pentru o astfel de demnitate. Da, problema este că tu plătești acum și funcționarul de rangul 2 din primăria comunală îl plătești mult peste ce poate plăti economia privată în zona respectivă. Plus că avem foarte multe ministere, foarte multe aparate. Prea multe. Deci prea multe. Și prea mulți angajați. Da, exact. Și prea bine plătiți. Da. Dacă ne uităm la nivel macro... Și scuză-mă o secundă, și în televiziune. Ai televiziune de stat. Mă tem că plățile la televiziunea română, plata medie, este prea mare pentru performanța, pentru performanța televiziunii române, raport cu cele private. Da, alea sunt stabilite tot împreună cu guvernul, tot împreună cu parlamentul și așa mai departe. Bani bugetari, exact, da. Exact, totul se duce de la buget. Iar în bugetul general se văd găurile, pentru că dacă ne uităm, anul trecut, în august, la nivelul lunii august, avea un deficit bugetar de 1,54% din PIB. De data asta, în august 2019, ai de 2,1% din PIB. Păi depășim 3%. Da. Depășim 3%. Depășim și să nu uităm că există semnale chiar din partea PSD-ului că sunt probleme. Ce a spus Teodorovici? Dacă trece moțiunea de cenzură, nimeni nu va mai putea să închidă bugetul de stat pe 2020. Dar deci, dacă nu trecea, putea să închide? Trecea din... știa el acolo, socotele, cum le-a făcut din pix. Da. Erau... Și economia nu poți să o păcălești. Nu poți să o păcălești pentru că chiar anul trecut, când se aruncau cu bani pe piață, aveai cheltuielile bugetare undeva la 96,9 milioane euro și acum ai trecut de 226 de milioane de euro cheltuieli bugetare. Bun, Florel, e clar că asta nu e o direcție sănătoasă. E ca absolut... o familie în care spui, dom'le, noi câștigăm niște bănuți acasă, dar vreți să vedeți că vara asta concediul îl facem în Caraibi. Și oricum ai socoti veniturile familiei, de-abia ne ajung de facturi, de mâncare, de cutare, cutare și eventual să mergem la un film la mall. Atât. Ne rămân în buzunar, nu știu, 200-300 de lei pe lună. Și zic, tată, mamă, zice un copil responsabil, ce spune? Dar de unde mergem, cu ce bani mergem noi în Caraibi? Că știi că la toamnă ajunge taxe la școală, trebuie, lasă, că ne împrumutăm acolo, la vecini, la bancă, luăm cu tare, mergem în Caraibi. Păi și după aceea, că după aia de-abia ne ajung banii, de unde plătim noi datoriile respective? Lasă-mă că, și aici la guvernare, vine alt tată, din toamna viitoare vine alt tată. Vine, vine un tată mai rău. Mai rău, da. Vine la rău și la taie, zice. Da, ce face? Nu mai gata. Gata, nu mai mergem în Caraibi, acum trebuie să redresăm bugetul. Exact. Nu merge. Dar, nu, asta se va întâmpla. Ce măsuri, de exemplu, dacă rămâne guvernul Dăncilă? Va lua măsuri de reducerea costurilor bugetare? Nu, tocmai anunța că vrea să crească cu 100 de lei salariul minim pe economie. Deci, Bun, aici guvernul nu pierde aici, decât la bugetari, da? Ia să întorc. Aici mai pune o presiune pe privați? Da, aici pune o presiune pe privați. Și mai multe impozite la stat, că e... Da, gândește-te că din momentul, acum 3 ani de zile, când au început să pună, să crească brusc salariul minim, ai avut multe companii de afară, în special în zona de textile, care pentru ei un criteriu de performanță era salariul minim pe economie, s-au retras. Ei veneau aici, ei veneau și făceau bugetul pe baza unui salariu. Exact. Și pentru o dată tu mărești nu știu cât, da, pleacă în altă parte. Da, și ei pleacă în altă parte. Și în momentul ăsta îți rămân niște găuri în economie, niște găuri în zona de producție. Și exact în zone destul de...
delicate, unde n-ai multe investiții. Păi nu ai deloc multe investiții și te trezești cu guvernul care zice, nu, domne, păi au plecat, că așa sunt multinaționale, noi am avut creștere. Exact, noi am avut creștere economică. Dacă te uiți pe cifre, creșterea economică este pe consum. Și ai o balanță totală, importurile sunt foarte mari. Ai ajuns să crească importurile cu 20-30% de la un trimestru la altul. Da, dată ți că sunt și companii români cu patronat român care au problema asta, dacă îi mărești salariul minim, nu știu cât. De fapt, salariul minim a trebuit să crească natural, adică salariul minim. Salariul mediu. Exact, adică, în funcție de productivitate. Adică un patron, de exemplu, mai ales că acum e criză de forță de muncă. Acum nici un patron nu-i tâmpit să dea salariatului mai puțin decât ar putea să-i dea și decât ăla merită, pentru că îl pierde, vine altul și îl ia. Și acum e mare nevoie de forță de muncă. Din discuțiile pe care le avem noi cu antreprenorii, acum un an, doi, când statul creștea salariile pe zona publică și se angajau foarte mulți oameni în aparatul public, foarte mulți antreprenori ne spuneau, domne, nu mai pot să-i dau eu salariul de 1.500-2.000 de lei, pentru că el se duce pe 3.000 de lei la stat. Da. Dau un exemplu. Și la stat, și de privație concurență, mai e statul care ți-l atrage și mai e și tentația de a merge afară. Exact. Cei care se duc afară acum este cu tot o altă treabă, plecau și înainte. Deci nu... Plecau și înainte, dar acum au plecat mai mulți. Acum sunt mai multe portițe de fugă. Exact. Și atunci, de asta spun că tu ca angajator, tu ai grijă, dacă ești responsabil, tu ai grijă să-i dai o leafă mai măricică, dacă îți permiți, nu să intri faliment. Normal, pentru că discutam cu antreprenori din industria cărnii, care au zis, domne, noi nu putem să mai ridicăm prețul la produse și a crescut, dar ajungi până la un anumit nivel. După aia, de produsul. Exact, după aia mai mergi și ții tu din marjă. Și luând din marjă, ai niște probleme că ai cheltuieli, s-au scumpit electricitatea, s-au scumpit utilitățile, s-au scumpit carburanții. Deci ai niște creșteri, cum să zic, care vin natural din cauza inflației pe care o ai în spate. Iar acum, din punct de vedere al rezolvării tuturor acestor probleme, acel nou guvern sau acel nou tată care zici tu că ar urma să vină, trebuie să ia niște măsuri. Niște măsuri nu neapărat să scazi salariile la bugetari, pentru că alea sunt obținute prin niște legi și așa mai departe, dar aparatul, mulți vorbesc de tăieri din aparatul public de undeva la 100-200 de mii de oameni. Iar soluția pe care o văd analiștii pe zona asta este integrarea lor în sectorul privat. Sectorul unde privat ai care ai deficit mare de tot. Chiar acum, ai nevoie de oameni. Păi, acum 2-3 zile discutam cu un antreprenor, cu un proprietar de restaurant care îmi spunea, domne, haideți să vorbim mai repede că îmi vin niște vietnamezi. Zic, cum domne îți vin vietnamezi? A fost după ei în Vietnam, le-am dat examen prin forțele lor de muncă și așa mai departe și din 14 am luat 9. Eu găsesc 9 oameni. Da, și pur și simplu vin... Da, spun ceva. Ce face cu la noi bugetar care acum taie frunze la căi, care nu știe să facă mai nimic? Exact, și câștigă. Un cafea, mai plimbă o hârtie și a trecut ziua, da? Exact. Și ia 40 de milioane și el la privatul zice, moșu, îți dau în mână 20 de milioane, da? Da, muncești. Așa sunt... Știi, muncești. Da, exact. Cam atâta poate economia. Atât poate, da. Atât poate, când o fi noi Germania cu productivitatea respectivă să vindem, să exportăm masiv, da, dar... Da, dar și Germania tușește, uite-te, deja nu poți să vorbești, ai și la nivel european, al Uniunii Europene, deja numai creșterile alea economice foarte mari, sunt niște creșteri ușor ponderate, fiecare... Forel. Dar dacă rămâne, spunem, Dăncilă, încă... Bun, ea e demisă, dar dacă nu se formează un nou guvern de învățământul, Dăncilă rămâne ca guvern interimar până la alegerile viitoare. Ok. Dacă nu face Dăncilă aceste reajustări, da? Pe care nu le va face. Nu le face. Și dacă, atunci cineva trebuie să le facă după 2020, în 2021. Cineva trebuie să le facă altfel. Ce face? Crapă totul. Păi, ajungi în situația Greciei. Greciei. Păi și acolo vine ziua scadenței, când zici, te duci la bancomat și nu mai dă mai mult de 40 de euro pe zi. Nu-ți mai dă. De ce? Economia e colaps. Finanțele sunt colaps.
Deocamdată, cineva că pică din cer banii ăștia. Da, deocamdată nu este lucrul ăsta, dar vei ajunge să te împrumuți mai mult și împrumutându-te mai mult, te vei împrumuta foarte scump. La un moment dat și Grecia s-a împrumutat, până la zis, stop cu împrumutul, că ăștia devine insolvabil. Exact. Nu mai pot da banii înapoi. Și atunci nu-ți mai dă nimeni bani. Păi și acum la noi, de exemplu, se întâmplă un lucru foarte bun. Din nou o discuție cu Volkswagen pentru a deschide o fabrică în România. Acum vreo 3 ani de zile... Radului. Da, în zona Aradului. Acum vreo 3 ani de zile vorbeam cu reprezentanți de la Banca Mondială în România, care spuneau că în România este loc de un al treilea mare producător auto pe lângă Dacia și Ford, care poate să ridice economia pe exporturi și așa mai departe. Merg în continuare. Plus că ai toată revoluția asta din zona industriei auto care migrează către mașini hibride și mașini electrice și așa mai departe. Și este o industrie în care se investesc bani. Deci în momentul în care îți va veni un nou producător auto, vor exista investiții. Existând investiții ale unui nou producător auto, nici ceilalți nu vor să rămână în urmă. Dar problema este că tu nu prea ai infrastructură. Bun, zona Aradului e aproape de Ungaria. Acolo e, da. Mai trebuie două cioturi de autostradă pe acolo. Cei pe care e în partea asta la altă de munte au niște probleme, că nu avem autostradă care să treacă în munte. Și autostradă și tot de asta, sunt convins că nu ar fi toate guvernele responsabile. Apropo de asta, dacă existau investițiile astea de stat, altfel era economia, pentru că statul avea investiții, erau niște bani care lucrau pe zona asta a sectorului public. În paralel, investiții bugetare de stat în mari proiecte de infrastructură, cu investițiile străine care oricum, silențios, fără mare tamtam, au venit. În Ardeal avem zeci de fabrici occidentale, germane în special, dar și japoneze, francezești, în special din zona piese auto de... Da, păi uite-te piața imobiliară, uite-te industria acolo, au apărut, uite-te mici IMM-urile cum s-au dezvoltat pe zona respectivă. Deci o chestie de genul ăsta, o mare investiție, vin și mici... Parteneri. Exact, vin și mici parteneri care lucrează cu tine. Prestatori diverse, da. Exact. Ai nevoie de taximetrici și se dezvoltă, hotelieri, restaurante... Totul se dezvoltă. În fine. Pentru că sunt investiții. Florel, ceva din revistă rapid, vreau deschiderea asta să deschiderea asta, da. Acest domn care căruia nu-i dai 71 de ani. Da, îi dau așa un 58-60. Exact. Mă, Nicola... l-ați retușat. Nu. Așa arată el. Așa arată el. Da. El se numește Nicolae Ciuleac și este unul dintre cei mai bogați oameni din Tulcea. Este povestea companiei care în 2018, în iunie, prima mare companie care a fost lovită de pesta porcină africană. Adică au avut sute de mii de porci omorți. Nu, ei au avut 48.000 de porci. 48.000. Da, cei cu sute de mii au fost cei de la Brăila. Ei la Tulcea, au avut... Dar omul a fost pus pe butuci cu treaba asta, nu? O pierdere undeva aproape de 7 milioane de euro. De euro. A primit înapoi vreo 5 milioane, mai are de primit ceva... însă ce a făcut? Să amintim că banii ăștia vin la Uniunea Europeană. Exact. Care a spus că ne ajută cu dificultatea asta, cu pesta porcină. Da. Iar compania lui, el este procesator de carne, în primul rând, iar în timp, după ce a făcut fabrica de procesare a cărnii, pentru a avea închis lanțul de producție, și-a făcut complex de porc, și-a făcut magazine, și-a făcut distribuție și așa mai departe. Deci, el închisese lanțul. Iar în 2018... Cu distribuția și cu procesarea. Nu și cu magazinele. Și în 2018 i s-a rupt lanțul. Pentru că n-a avut problema asta. N-a mai avut ce să proceseze pentru că... Și cum a rezolvat? După 4 luni de zile, după ce a fost închis, s-a reinventat și a început să să cumpere carne de la alții producători din România. Practic de la cel mai mare producător de carne din România. Da. Știu că de aveți multe subiecte, nu prea mai avem timp acum. Să amintim editorialul revistei, l-aveți pe Radu Paraschivescu, care e delicios ca de obicei. Candidați. Da, e o poveste acolo. Ulianovul din Ulianovsk. Aici se referă la tovarșul Lenin, da? Așa, de la învățați. Exact. Ei învățau să fie teroriști, să fie criminali, comuniști. Asta au învățat ei, altceva nimic. O aventură economică, despre asta le vorbește Constantin Rudinski, iarăși un analist foarte bun. Și aici revista e închisă de redactorul șef Ionuț Ancuțescu,
cât de originale sunt geniile. Florel, asta a fost bucățica noastră de emisiune astăzi. Mulțumesc pentru prezență. Ne mai vedem aici, ne mai vedem. Ne mai vedem. Să mai scoateți reviste. Vă scoateți. Sunt voi aveți multe exclusivități. Acum pare rău că n-am avut timp să mai trecem în reviste câteva reviste. Să trecem pe ordinea emisiunii noastre. Câteva informații foarte, foarte interesante din revistă, dar data viitoare o să fim mai aplicați un pic în privința asta. Azi ne-am dus mult pe zona asta de ce face cu restructurările. Pentru că vor fi, ți-am spus Florel, poate până la 200.000 de posturi restructurate la stat. Nu e rău deloc așa, se așează mai bine economia, să crească zona privată mai mult, ca să poată susține și apatul bugetar, care se consumă mai puțin, fiind mai puțin să, așa, și să, în țara asta, să mai și investim, să nu să trăim, să consumăm azi ce am consumat, să după amiază ce am făcut de dimineață. Adică nici pentru mâine nu avem niciun fel de rezervă. Dragi prieteni, pauză, revenim imediat, v-am spus, cu Andrei Caramitru. Andrei Caramitru este băiatul cel mare al lui Ion Caramitru. Dar nu în calitatea asta vine aici, ci o să vedeți ce idei interesante are Andrei. El e un personaj interesant, controversat pe locuri, dar discutăm aici, aproape o oră avem timp să discutăm.